Bună, prieteni! În dimineața aceasta am ales să mâncăm la micul dejun ovăz cu căpșuni și cu afine și o cafeluță. Aici e și pitica mea. Bună, dragilor! Bine v-am regăsit într-un nou vlog! Astăzi n-am vorbit cu voi. Ați văzut ce am mâncat la micul dejun. Am mâncat ovăz cu fructe, am făcut băiță, m-am schimbat, trebuie să o schimb și pe pitica asta. Vai, no, dă-te jos, dă-te jos că mă super urât. Dă-te jos, uite, ia o de acolo. Mă duc imediat să ne facem și prânzul. Cred că e ora 12, dar n-am apucat să vorbesc cu voi. Am băgat la spălat a doua tură, după aia trebuie să bag la uscat. No, mi-am făcut baie, mi-am făcut ordine până dormitor. Și pe aici. Aici am pus la fiert cartofii ce mi-a mai rămas ieri. Da, îi voi face cu unt și cu boia. Hai să vedeți cum îi pregătesc. Bun, cartofii sfierți, îi strecor aici, fuc, mi-au burit ochelarii. Așa. Vai, ce bine miroase. Așa trece vremea și noi nici nu am ieșit afară. După ce o să mâncăm? Astăzi nici nu cred că mai dormim la amiază. După ce mâncăm, mergem un pic în parc. În parc, mama. Nu cu aia. O să mergem în parc. Și... și trebuie să mă duc și până la cabinetul veterinar să iau o bobiță de parazitare pentru Bella și când o să mergem în sat o să i-o duc. No, bun, aici am unt, o să pun aici așa un pic de unt, ouăleu, no. Un pic de unt acolo, mi-am și murdărit pe aici, dar asta este. Bun. Punem unt. Acum depinde în funcție de câți cartofi aveți voi. Las la topit. Caut boia. Am aici boia și un pic de piper. Eu pun și un pic de piper. Și lasă să topiască. O să pun și boia. Un pic de piper, după aia adaug peste cartofi și o să pun și pătrunjel. Ce bunătate va fi! Asta, mă uit mai bine să fie boia dulce. Hopa! Nu pun multă, un pic. Și las un pic de piper, că mănâncă și Alessia. Hai să pun și un pic de sare. Am pus eu și în un pic, nu mult. Așa, și acum voi adăuga peste cartofi. Uitați, ca un fel de rântaș. Și adaug aici peste cartofi. Uite că am mai lăsat un pic de apă. Bun. Că și sfârâie. Foarte, foarte bine arată. Nemaipomenit de bine.
bine decât să mâncăm. Mă pun să fac și o salată. Mi-am adus aici toate necesare. Uitați, așa arată cartofiorii. Bun. Ce, mama? Vai, Alessia, mă înnebunește. Mă înnebunește. Numai afară vrea. Dar într-o parte o înțeleg că e vremea asta plăcută și s-o obișnuiești în sat. Și apoi nu-i mai place. Nu-i mai place aici, închis în bloc. Clar. Ce să facem? Bun, ne curățăm și castraveți. O să fac salată mai multă. Asta e în frigider și dacă ne mai rămâne. Și păseară. Păseară, credeți-mă că nici nu am idee ce să mâncăm. Acum, cartofi au fost ieri, cartofi vor fi astăzi, dar nouă ne plac foarte, foarte mult. Foarte mult ne plac. Eu cel puțin îi ador. Și cred că mâine sau poate dacă trec astăzi pe la piață, mă duc să mai iau un kilogram. Nu iau mulți că... Nu, mie îmi plac ăștia mici, ca să-i pot curăța așa. Vreau să profit până sunt cartofi noi să mai mâncăm și cu brânză. Și așa. Oh, pătrunjel. Uitați că am uitat să pun pătrunjel. Imediat mă duc să pun și pătrunjel pe ei. Așa. O să dau castraveți, roșie, ceapă. Evit ceapa păcă să poate că am observat că mi-e rău de la ea. Nu știu de ce. O să bag și un pic de salată. Am de la sora mea leuștean, l-am pus în apă de duminică, îi cules. Trebuie neapărat să îl toc și să-l pun într-o punguță în congelator. Mi-am băgat și la uscat hainele. No, este treabă și așa, așa trece timpul de numai. Trece timpul. Nici n-am schimbat-o pe Alessia măcar. Nu știu ce tot am făcut. Dar numai n-am stat. Eu nu mai am timp nici să mă uit la câte un vlog. Nu știu, parcă dacă o veni căldura e mai mult de lucru. Numai mie mi se pare. Acum la țară înțeleg că nu, acolo este de lucru, da. Iar la oraș nu mai stăm în casă, tot pe afară, și apoi trece timpul. Vai, mama, nu sta jos, te rog! Uite, mâncăm! După ce mâncăm, mama? În parc, mere. După ce mâncăm? Bine? Mere și stăm vreo oră, după aia trecem mult, până... Mult. Păi o oră, nu-ți ajunge? Nu, mult. După aia trecem până la cabinet? Nu, mult. Luăm bobiță pentru Bella? Nu, vreau. Nu vrei? Îmi spăl și niște frunze. Vai, deci arată divin salata asta. Nemaipomenit. Mă nebunește, jur. Dar nu te cert. Doar că te rog frumos să ai răbdare. Doamne, că veșnic am musculițe în casă. Veșnic, hai că mai bag două frunze de salată. Două e suficient. Vai că de-abia aștept să mănânc. E și mama mea. Nu mai mâncăm. Cât e ora? Uite, e ora două. Două, să ieșim afară. Ieșim, măi, mami. Hai răbdare, că ieșim. Nu, bun. Și salățica? No, bun, așa arată prânzul meu. Eu zic că arată delicios și aici i-am pus și la Alessia, ea mănâncă numai castravete și i-am pus și trei cartofiori.
No, bine, dacă nu mănânci, nu mănânci. Eu ți-am pus în farfurie. Dar nu supărată, dar te rog frumos să ai răbdare. Am răbdare. Nu mai și tu cu mama să mănânci. Aici e farfuria mea. Hai, Alesia. Dar doar guști sau mănânci salată, că până venind în parc e mult. Și iar o să-ți fie foame pe acolo. Hai. Hai, că mă nebuneaște, jur. Hai să gustăm. Uite un cartofel mic, mic. Vai, ce bun e! Și salata asta. Foarte bun. Dați fuguța la piață și mergeți și vă cumpărați și voi, că-s delicios! Da, muncă și iar muncă! Acum am venit să împătur hainele, uscătorul merge. Deci, suntem în treabă. Scuzați ce am acolo în spate. Plin de jucării. Plin de jucării. Că nici nu mai știu ce să fac cu ele, credeți-mă. Plin de jucării. Plin de jucării. Mami. Imediat mă duc să-mi fac o salată, că nu mai pot de foame. Mami. Mama. Dă-te un pic, te rog, la o parte. Te rog, că dă-mă în ghezanul ăla. Ce se face? Vezi că te lovești. Ce ai aici? Cereale, poftim. Eu mi-am luat pantaloni scurți. Hop. E foarte cald, foarte, foarte cald. Poftim? Am cereale. Ai cereale acolo. Da. Dar ce vrei tu să mănânci acum? Nu vrei să-ți facă o salată și ție? Am bani! Ai bani? Nu cred! Uite! 10 lei! 20 de lei! Bravo, mama! Acum poți să cumpărăm înghețată! Să cumpărăm înghețată? Astăzi am cumpărat înghețată! Mai vrei? O să mai cumpărăm, mama! Ce? Ce e acolo? Lasă că trebuie să o aruncăm. A fost un bețișor. No, dragilor, asta e salata mea. Salată verde, roșie, castraveche, 100 de grame de fasole roșie din aia de la conservă și am răzuit un pic de brânză pentru decor. Ce-am nu vrei pâine aia? Deci da, dragilor, în seara asta voi mânca din bolul ăsta. E 8 fără 2. Da, mama. Alesia a mâncat 3 cartofi cu brânză. E 8 fără 10. Deci am cam mâncat întârziat. Mult cartofi. Da, mama. Mă pun și eu să mâncă tare foame mie. Seamile. Am fost și în parc. Am stat foarte mult în parc. M-a fricit și mâine. Da, mami. Am și dormit. Am și spălat pe haine. Am împăturat. De gătit mai ușor, că nu, v-am spus eu. No, bun. Hai că ne punem și mâncăm și mai vedem ce facem în seara asta. Da. Ador salatele pe timpul ăsta. Mănânc așa cu ăsta. Mami, prea multă brânză goală. Lasă că mai mănânc și mai încolo. La toamnă. Așa acolo în bușca. Foarte bun. Și asta foarte bun. Și acolo. Și foarte bun. Foarte, foarte bună combinația asta. Cine a făcut-o? Cine? Brânza asta?
ăsta. Ați făcut-o bune. Foarte multă brânză a mâncat Lesia în ultimul timp. Îi place mult. De care bune? Mm-hmm. Aia după ești, mami. Aia bătână? Nu. De care? Bunii din păiș. Bunii din păiș sa Florida? Mhm. Oh. Să știți, cartofi mai avem. Castraveche mai am unul. Mănâncă și Alesia foarte bine castraveți și astăzi mi-am mâncat unul gol. Căpșuni mai avem, afine mai avem, banane, dar mâine iar mă duc la piață. Cred că de bună dimineață merge mama. Să ne mai luăm salată, cartofi, castraveți. Și ceva duci. Așa, nu mai avem duci în cașă. Nu mai avem. Mai avem, mă. Nu mai avem. Trebuie să cumpărăm. Să cumpărăm, mami. Trebuie. În vlogul ce l-am postat azi. Mami, mănânc așa goară. Am uitat să vă atașez poza cu pași. Am făcut 13.000 de pași ieri. Astăzi, până la ora asta, am 8.000 și ceva. Dar imediat mă pun eu înapoi și completez, am acolo 10.000. E a doua zi. Nu, am editat videoclipul și am uitat să-i fac încheierea. Apa! Imediat îți dau. Așa că vă pup și aveți grijă de voi. Pa, pa!